Sony, piesa îndrăgiților, Bonnie M. Ah, Sony. Dragostea noastră e iubibilă, mă. Uitați-vă la ea. Unde? Vrei să cobori sau stai acolo? Ești supărată că au plecat fetele? Oh, îmi pare rău. Să știi că sper că sunt suficient pentru tine. Jorge, te rog să sunt te abții, okay? Da? Ah. Jorge, mai ușor, Jorge. Asta speram să fie suficient. Abține-te, da. Abține-te, te rog. Mai așa, te rog. Mă pun pe felia ta, am înțeles. Te rog, te rog. Sane, one so true. Extraordinar. I love you. Dragă căpcăunule, căpcăunițo, sau cum vrei să spun, tot ce am scris până acum a tot dispărut. Ce am scris vreodată în tot viață. Ce am dedus, am încercat cel puțin să deduc până acum, s-a dus pe apa căpcăunului. Vreau să spun că e o voce incredibilă. Ai avut o performanță cu vreo două modulații senzațională. Ești o persoană puternică vocal, ești o artistă și tare aș vrea, după ce discuți cu Codin, mă rog, el are o piscină, nu contează asta, după aceea, tare m-ar bucura să ieșim undeva în centru vechi, să-ți dau o cafea, un suc, o prăjitură. E foame, vrea așa urmă! Dacă vrei și urmă, îți dau și urmă, dar nu... Vreau să te cunosc pentru că, într-adevăr, aici se află un artist spectaculos și mă bucur că e la Mass Singer România! Aplauze pentru căpcăun! Yes! Din nou și-a schimbat vocea. Dacă ne întoarcem în celelalte emisiuni, de la interpretare foarte apropiată de Laura Stoica, avem acum o voce puternică, wow, cu tot felul de modulații și... Foarte tare. Îmi place zâmbetul de pe fața ta, Ina. Codin. Mi-a plăcut momentul foarte mult. Mă bucur că ai ieșit din Mlaștină și ai venit aici în mediul meu, adică în club. Da? Foarte bine. Dar un club disco, iartă-mă. Este un club disco, și ce? Și ce? Păi nu mai se practică muzică disco prea mult acum. Să intre că... roaba pentru Codin, vă rog, da, frumos. Da, da. Ești senzațională. Vreau să se menționeze că eu sunt primul care te-am remarcat și m-am îndrăgostit de tine. Acum Jorge și cu Horia încearcă ei să te invite în oraș, să nu accepți nimic. Eu n-am ești nimic. A mea și sunt al tău. O las și pe Ana să vedem ce are de spus, dar ține minte. Aș vrea să zic doar un singur lucru. Ai o super voce. Nu ai cum să nu te remarci, pentru că vocea ta e un clinchet de cristal, indiferent ce ai cânta. Și o să mă schimb de la Popească, rectea de la Popescu, în Irina Rimes. Eu nu știu ce să zic, Ana. Nu știu ce să zic. Irina este colega mea și am auzit-o cântând în diferite feluri, dar așa niciodată. Spune-mi, Ina, te rog, care e legătura Irinei Rimes cu Barcelona? Există? Vine des acolo? Te-ai întâlnit cu ea pe străzi? Știi că frecventează des orașul? Știu foarte mulți oameni cărora le place Barcelona. Ai fost în Barcelona, Horia, îți place Barcelona? Da, îmi place foarte mult Barcelona. Îmi place foarte mult, dar eu știu o tipă care s-a... Vă place Barcelona? Da! La meciuri, noi venim la meciuri. Eu știu o tipă care s-a mutat acolo, cel puțin o perioadă, dacă nu cumva și acum stă acolo. E vorba de fata lui Meme Stoica, de Teodora Stoica. E o teorie. Doar e o teorie, acolo vrei să și spui că spun fica lui Meme Stoica este fi, chiar în rolul... Poate fi chiar Teodora Stoica sub această mască. Poate fi. Eu nu o cunosc, de asta te întreb. Nu o cunosc, atunci... Dar acum, pentru că tu ai spus-o pe gură, e ca un fel de new entry. Asta spun? Da. Și că unul ne va oferi acum în indiciu... Atenție! Vreau să fiți foarte atenți, da? Căpcăunul a ajuns la momentul adevărului. Ai cuvântul, căpcăunul. Acum sunt căpcăun, dar când nu joc rolul unui căpcăun, joc rolul unui elf. Elf? A jucat într-o piesă de teatru când eram mică. Asta e un detaliu care cred că ne e mai mult meni să ne încurce. Nu. Trebuie să ne întoarcem la dragostea ei pentru acest oraș, Barcelona, la prăjoalele moldovenești. La prăjoalele moldovenești. Îi place limba spaniolă. Îi place limba spaniolă. Cântă în spaniolă. Cântă. Mișcă burta pe latino. Mi se pare că este și o fire super sensibilă. Deci mie îmi place cum face. Eu sunt hipnotizată mereu. Crezi că este vorba de o cântăreață care în țara noastră cântă latino? Ok, înțeleg unde bați. Crezi că s-ar duce solista de la Mandinga de mai multe ori în Barcelona, plăcându-i Barcelona? Adică înclinația asta spre... Spre o zonă latino, da? Cântăreața de la Mandinga fiind din unde? Din Cuba, din Columbia. Cuba, da. Din Cuba.
Opa! Nu, imposibil nu e, imposibil nu e. Zic și eu, pentru că în momentul de față nu cred că toate presupunerile pe care le-am spus, toate numele pe care le-am adus aici, cum ar fi fetița Zurli, personajul își păstrează nota de Zurli, dar nu e fetița Zurli. Credeți că ar putea să fie cumva Lidia Buble? S-ar putea să-i placă Barcelona, fără îndoială. Cine ești tu, fetița Căpcăuna? Fetița Zurli. După vocea pe care am ascultat-o adinauri, nu prea. Nu. Văd că e momentul să ne spuneți câte un nume. Sunteți hotărâți și de-aia hotărâți, intervin hotărâți, acum, hotărâți, foarte hotărâți. Asta e momentul. Da, clar. De-aia vă și întrerup. Și hai, Codin, dacă tot ai început să vorbești, te rog. Ok, ok, mă voi duce prin o deducție logică. Poate că îți place Barcelona. Da, îți plac pârjoarele moldovenești, ești moldovean, că în fața noastră se află Gabriela Firea. Ei. Gabriela Firea pe scena Masking în România. Vă spun, ați auzit-o întâi aici, la mine. Nu știu ce să zic de asta. Ne întoarcem la Lidia Buble. Ne întoarcem la Lidia Buble, nicio problemă. Bun. Ana. Ne întoarcem la Lidia Buble. Un nume. Irina Rimes, rămân la ea. Irina Rimes, superb. Horia. Nu, n-am idee. M-a bulversat acest personaj, iertați-mă, dar este absolut bulversant. Eu consider că a fi detectiv, am crezut la început că e o misiune ușoară, dar nu este. Personajele sunt prea complexe pentru mintea mea de detectiv. Mai bine cântam și filozof rămâneam. Dar îmi place la nebunie. Asta e, îmi place un la nebunie. Un nume, Horia, uite, deja se freacă pe burtă, e foame, Căpcăunului, te rog eu. Haideți, dă-ne un nume. Singura persoană de care mă apropii și știu că e jucăușă, știu că este veselă, este Irina Rimes. Irina Rimes, a doua oară. Mulțumesc pentru comentarii. Cazul Căpcăunului se închide. Aplauze încă o dată pentru singurul personaj pentru care expresia cu ochii în patru se potrivește perfect. Căpcăunule, ne revedem. Ochii în trei. Ochii în trei. Detectivii cred că sunt șanse mari ca una dintre aceste vedete să se afle sub masca Căpcăunului. Tu cine crezi că este?